Anca, tu ai avut vreun incident acasă? Da. Mi-a decedat tata. Acum 2 ani. Că aici se simte ceva. E o idee de aproape de punere în mormânt, de nu știu ce, nu știu exact, cum. Da. Că de asta i-am zis, domnule, ceva ai avut tu și de asta la tine se simte ceva în care parcă nu te mai eliberezi de o traumă din asta. Asta se simte. Știu că la un moment dat am zis, domnule, universul ăsta cu tot fel, mie astea îmi plac și vreau să spun că în catalogul ăsta m-am uitat bine, dar dacă ai fi avut, cum să zic, mie îmi pare rău că n-am avut cum să pledez, chiar că n-am avut, că erau... Sunt atâtea dosare, suntem mulți, asta este. Nu, și la un moment dat am auzit și o voce din asta care a sunat, pe e de la Moraru. Știi că asta e întotdeauna să fie. Așa, nu știu ce. Dar uite, eu acum am zis că undeva acolo la lucrarea aia, știi, îmi amintesc de ceva și zic,